În perioada 16-22 septembrie, anul curent, la nivelul județului Mehedinți, polițiștii rutieri acționează în cadrul unui proiect ce constă în reducerea numărului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora. Comisarul șef Sângele de la Serviciul Rutier va mobi pentru patrulă astăzi. Se derulează la nivel european o acțiune denumită Safety Days, ceea ce reprezintă o zi în care să nu rezultă persoane decedate din accidente rutiere. Ca atare, noi o să vă înmânăm un angajament pe care dumneavoastră să-l semnați cu privire la respectarea normelor rutiere. În cadrul acestui proiect, astăzi, 21 septembrie, polițiștii rutieri au desfășurat pe raza municipiului Drobeta-Turnu-Severin o acțiune preventivă de conștientizare a tuturor participanților la traficul rutier cu privire la consecințele la care se expun în situația în care nu respectă normele rutiere atunci când se deplasează pe drumurile publice. Săptămâna 16-22 septembrie 2021 este ziua fără accidente mortale. La nivel național este anual, zilnic, 70 de persoane decedate din accidente rutiere. Un act de identitate, vă rog. Având în vedere proiectul Roadpol Safety Day, care își propune ca astăzi, 21 septembrie 2021, să devină ziua fără persoane decedate din accidente rutiere, lucrătorii serviciului rutier au desfășurat o acțiune preventivă în rândul conducătorului auto, ocazie cu care s-au adresat recomandări și s-au înmânat angajamente privind respectarea regulilor de circulație. S-au avut în vedere, în principal, conducerea sub influența alcoolului, conducerea sub influența substanțelor psihoactive, depășirea vitezei regulamentare, folosirea telefonului mobil și neportul centrului de siguranță. Prin activitățile derulate, polițiștii mehedințeni urmăresc combaterea efectuării de către conducătorii de vehicule a unor activități de natură, a le distrage atenția în timpul condusului, combaterea nerespectării regimului legal de viteză, dar și a conducerii vehiculelor sub influența alcoolului sau a altor substanțe.